Una dintre cele mai mari provocări pentru studenți este alegerea viitoarei cariere, a locului de muncă, pentru a fi pliat pe studiile pe care ei le au, pentru a veni în întâmpinarea lor, dar și pentru a le facilita acest parcurs. La Facultatea de Inginerie din Hunedoara s-au pus bazele unui bord regional consultativ, care va pune practic la aceeași masă reprezentanții agenților economici, dar și ai facultății. Din acest bord vor face parte președintele Consiliului Județean Hunedoara, prefectul județului, primarul municipiului Hunedoara, inspectorul general școlar, deputați, conducerea Universității Politehnică, dar și reprezentanții mediului privat. Oficializarea acestui proiect are loc mâine la Hunedoara. Prioritatea zero, aș putea spune, este legată de această corelare între ceea ce oferim noi prin procesul educațional cu ceea ce se cere pe piața muncii. Și în acest sens va avea loc oficializarea bordului regional în data de 6 aprilie la ora 12 la facultatea noastră. Am reușit să stabilim data pentru că sunt mulți oameni importanți care vor face parte din acest board și am reușit să stabilim de comun acord o dată la care se poată participa cei mai mulți, pentru că e greu ca fiecare să fie liber într-o anumită dată. La nivel de universități sunt foarte puține care au asemenea comitete consultative, iar la nivel de facultate nu știu, este posibil să fie, dar eu nu știu să existe un asemenea board regional sau un asemenea comitet consultativ, repet, la nivel de facultate. Bun. Și atunci cumva va fi o premieră, va fi o premieră, va fi un board care va avea ca misiune o consultare a conducerii facultății legată de viziunea conducerii pe probleme de educație, pe probleme de cercetare.